videoconferință cu conducerea grupului parlamentar al Partidului Popular European, împreună cu Raluca Turcan, Virgil Popescu, Florin Câțu, Marcel Boloș, la care evident că au participat membrii din conducerea grupului PP, cel mai puternic grup parlamentar din Parlamentul European, partenerii noștri la nivel european. De asemenea, au participat comisari din partea Partidului Popular European. Sigur că tematica principală abordată este legată de bugetul Uniunii Europene pe 2021-2027 și facilitatea de reziliență și recuperare, care a fost aprobată la nivel european și urmează să fie practic adoptate regulamentele aferente pentru aceste importante decizii europene care practic pun la dispoziția României prin bugetul Uniunii Europene și prin facilitatea de recuperare și reziliență sume de 80 de miliarde de euro, la care dacă adăugăm cele 4 miliarde 99 de milioane certe care au fost alocate României prin decizia Comisiei Europene prin programul SURE, avem practic o perspectivă extrem de bună privitoare la resursele pe care România le poate accesa pentru dezvoltare. Deci încă o dată vă transmit un semnal de mobilizare. Sigur că noi ne-am mișcat repede. Deja pe SURE suntem cu temele făcute, pe programul de național de reziliență și recuperare deja avem schița discutată, ordonanță de urgență adoptată. În ceea ce privește pregătirea acordului de parteneriat pentru bugetul Uniunii Europene, iar suntem cu temele făcute și în curs de dezbatere. Aici o să vă invit, domnul Bolo, să ne spuneți așa câteva cuvinte, dar vreau să fac apel către toate ministerele să mobilizați echipele de lucru, astfel încât să aducem la formă semifinită atât Programul Național de Reziliență și Recuperare, cât și structura programelor și alocarea fondurilor europene în cadrul bugetului Uniunii Europene pe 2021-2027. Deja, sigur că noi am luat măsuri la care nu s-au gândit cei dinaintea noastră. Noi deja am alocat fonduri pentru pregătirea proiectelor, deja avem o gândire foarte bine pusă la punct, astfel încât să nu treacă 5 ani de zile, cum a fost în perioada guvernării PSD, ca să începem să absorbim fondurile europene. M-am uitat cu mare atenție pe date. În 10 luni de când suntem la guvernare, noi am absorbit peste 2,6 miliarde de euro, aproape 2,7 miliarde de euro în 10 luni. Ca și comparație, guvernul PSD, până la momentul în care noi am preluat guvernarea, pe cele 10 luni ale anului 2019, au avut o absorpție de 1,1 miliard. E o diferență, da? Iar noi trebuie să creștem viteza de absorpție, atenție mare pe toate AME-urile, pe toate ministerele care au AME-uri, trebuie să grăbim absorpția pe Ministerul Dezvoltării, mai ales pe POR, unde trebuie accelerat și trebuie îmbunătățită colaborarea și cu AMPOR și cu ADR-uri și autoritățile locale să fie mobilizate să accelereze practic toate proiectele care sunt finanțate prin programul operațional regional. Atenție mare la programele de susținere ale IMM-urilor, mai ales supracontractarea pe care am făcut-o pentru a finanța IMM-urile pe axa 2.1 și 2.2. Ministerul Transporturilor, sigur că a crescut absorpția, am avut știrea foarte bună și anume aceea că în sfârșit Comisia Europeană a aprobat finanțarea tronsonului Sibiu-Pitești, care este prima autostradă care traversează munții, care este vitală pentru finalizarea coridorului 4 pan-european, dar și la Ministerul Transporturilor trebuie grăbite, practic, toate procedurile de finalizare a licitațiilor, pentru că avem proiecte care pot să intre la finanțare și care pot să înceapă absorpția. De asemenea, urmărit cu mare atenție derularea ritmului lucrărilor pe toate contractele care sunt în
construcție, pe toate tipurile de transport. Pe toate domeniile trebuie să ne mișcăm mai repede, să ne mișcăm mai eficient, să utilizăm resursele. Domnul ministru Boloș, pe finanțarea măsurilor din sănătate, să căutați soluții ca să putem să creștem alocarea inițială de 350 de milioane, pentru că cererile sunt foarte mari și va trebui să asigurăm finanțarea astfel încât să decontăm din fondurile europene cheltuielile care au fost făcute pentru apărarea sănătății în perioada pandemiei. Despre cele două teme. Domnul prim-ministru, așa după cum ați menționat, pe politica de coeziune, unde România are 28,2 miliarde euro, acordul de parteneriat împreună cu programele operaționale au fost în dezbatere publică și am avut un număr de peste 1000 de participanți la aceste dezbateri publice. Etapa aceasta s-a încheiat, așa cum ne-ați stabilit ca și sarcină. Pe data de 15 septembrie avem pregătit acordul de parteneriat împreună cu programele operaționale și le trimitem la Comisie pentru a începe informal negocierile. Deadline-ul pentru Programul Național de Reziliență și Recuperare este 15 octombrie. Da, stabilit, dar să-l avem în 1 octombrie într-o primă formă care să o dezbatem. Este, așa cum ați precizat, 1 octombrie ca și deadline. Am avut în cursul zilei de ieri o primă ședință cu Secretariatul Tehnic al Comisiei Europene. Le-am prezentat domeniile de investiții pe care dorim să le finanțăm. Am discutat și despre partea de reforme și intrăm cu dumnealor într-un proces de negociere și discuții pentru ca să putem să furnizăm prima formă de draft a Planului Național conform termenului pe care l-ați menționat. Mulțumesc, domnul ministru. Ministerul Agriculturii, domnul secretar de stat, PNS, Planul Național Strategic, și de asemenea, gândiți-vă că vom putea accesa fonduri uriașe pentru irigații, pentru combaterea deșertificării, pentru desecări, pentru combaterea eroziunii solului, lucrări de îmbunătățire funciare și de combatere practica pericolului de secetă ca urmare a schimbărilor climatice, și aici va trebui să pregătim foarte bine proiectele, pentru că acolo avem nevoie de documentații tehnico-economice, avem nevoie de utilizarea soluțiilor moderne, inclusiv pentru asigurarea energiei electrice pentru funcționarea stațiilor de pompare, și ar trebui puțin și regândit sistemul ăsta, să folosim mai mult căderea liberă, căderea gravitațională a apei și mai puțin pomparea la deal, așa cum se întâmplă în unele dintre sistemele de irigație. Aici vă rog să vă mobilizați, pentru că este extrem de important să utilizăm toate resursele disponibile, atât din bugetul Uniunii, cât și din Programul Național de Reziliență și Recuperare. Da, domnul prim-ministru, bineînțeles că e o oportunitate unică pentru România. Sistemele de irigație din România n-au mai beneficiat de asemenea finanțare și credem noi că vom răspunde la provocarea pe care Ministerul Fondurilor Europene ne-a lansat-o și suntem pregătiți, și toate investițiile pe care le-am avut pe buget național din acel vestit miliard de euro aprobat în 2015 să treacă pe finanțare europeană și să reabilităm infrastructura principală de irigații pe 3,2 milioane hectare și inclusiv lucrările de desecare și drenaj, care sunt la fel de importante, cel puțin de-a lungul Dunării, pentru că avem probleme cu băltiri. Și sigur că atunci putem să discutăm nu de despăgubiri la secetă, ci de niște producții constante și practic vom avea o agricultură care să fie predictibilă și să poată să producă hrană pentru piață. Pe planul național strategic? Pe planul național strategic suntem la a doua versiune de analiza nevoilor. Analiza SWOT a fost notificată la Comisie, am primit observații pe care le-am și operat și practic vor urma să fundamentăm intervențiile pe măsuri. Din analiza SWOT, sigur că ne arată o agricultură cu două viteze, ferme mari care s-au consolidat și nu avem o clasă de mijloc în agricultură, și fermele de familie vor fi finanțate în mod consistent, tocmai pentru a crea o bază de dezvoltare în agricultura României. Deci, domnul secretar de stat, sunt câteva obiective pe care trebuie să le urmărim.
valorificarea superioară a culturilor cerealiere. Se face prin dezvoltarea zootehniei, prin procesare. Deci trebuie să alocăm bani în zonele, în aceste direcții, pentru a stimula aceste două direcții. Doi, accesul la piață. Avem o mare problemă. Am avut în discuții cu comercianți, cu supermarketuri, de astea în care toți îmi spun, e nevoie de colectare, depozitare, sortare, ambalare, marcare, operațiuni care în general sunt foarte greu de derulat. Aici trebuie să încurajăm asocieri, să încurajăm punerea în comun, identificarea acestor interese și obiective comune și punerea în comun, pentru accesul la piață este fundamental, pentru că el îți dă și posibilitate. M-am uitat la structura exporturilor, avem aproape 70% din exporturi cereale, vrac și animale vii. Și structura exporturilor trebuie modificată și trebuie redus oarecum dependența de inputuri, pentru că dacă ne facem un studiu pe inputuri, vedem că avem o dependență de peste 70% pe inputuri. Plus alte obiective care trebuie urmărite, adică orice resursă care o alocăm trebuie să urmărească anumite obiective. În plus trebuie să vă mobilizați, există deschidere pentru grăbirea convergenței, astfel încât să putem să creștem sumele alocate la hectar, dar ele trebuie folosite în mod inteligent. Pe pilonul 1. Bine, mulțumesc. Domnul secretar de stat, cum stăm cu hotărârea de guvern de prelungire a stării de alertă? Domnule prim-ministru, proiectul privind prelungirea stării de alertă a fost elaborat și depus la SGG, cu toate avizele în vederea transmiterii la Consiliul Legislativ în vederea obținerea vizului. Conține toate măsurile stabilite în actuala reglementare privind deci prelungirea... Deci nu avem încă avizul Consiliului Legislativ. Nu-l avem. În plus, de asemenea, conține măsurile de protecție sanitară necesară în ziua votului, pe 27 septembrie. Dacă nu avem avizul Consiliului Legislativ, nu o să putem să adoptăm astăzi. Asta înseamnă că va trebui luni să facem Comitetul Național pentru Situații de Urgență și ședință de guvern, astfel încât să adoptăm prelungirea stării de urgență. Solicitați Consiliului Legislativ să ne dea avizul, astfel încât să fim în regulă, să putem prelungi starea de alertă. Sunt prevederile legate de ziua votului, care trebuie introduse în mod obligatoriu și mai sunt câteva măsuri de relaxare în anumite domenii. Da? În câte am înțeles. Da, domnule. Bine, mulțumesc. Deschiderea școlilor. Școala începe 14 septembrie, așa e normal. Am luat deciziile legate de cum începe școala. Deja lucrurile se mișcă, Consiliul de Administrație ale școlilor, pe baza informațiilor care au fost date de DSP-uri, stabilesc modalitatea în care încep școala. Aici insist foarte mult, doamnă ministru, pe comunicarea dintre școli și părinți, astfel încât toți părinții să știe foarte clar în ce format va începe școala. De asemenea, toate măsurile pe care le mai putem lua să fie luate. Deci am alocat 175 de milioane de euro pentru autoritățile locale și unitățile școlare pentru a achiziționa măști, echipamente de protecție, dezinfectanți, tablete și containere sanitare. Trebuie să ne asigurăm că se mișcă în direcția asta. Administrațiile locale, solicitați inspectoratelor școlare ca pe baza datelor care le primiți de la directorii unităților școlare să avem o situație, să vedem în ce măsură sunt utilizați acești bani. Că acești bani vor fi decontați. Dacă mai e necesar, mai comunicați-le odată primarilor, reprezentanților autorităților locale, că acești bani vor fi decontați și vor fi decontați repede. Banii există, sunt disponibili. Vreți să spuneți ceva, domnul ministru? Ghidul a fost lansat în consultare pentru toate autoritățile locale care, ca să aibă siguranța finanțărilor, ghidul este lansat în consultare începând cu data de 7 septembrie, așa cum ne-am angajat. Deci,
împreună cu Ministerul Educației și Cercetării o să facem partea asta de comunicare ca să se poată mecanismul aplica ca și la echipamentele medicale. În regulă. Faza bună trece primejdearea, așa cum ne-am înțeles, sunteți pregătite cu hotărârea de guvern pentru alocarea din fondul de rezervă 100 de milioane de lei? Suntem pregătiți, domnule prim-ministru, și pentru hotărârea de guvern pentru Programul Național Educația în Siguranță, pentru alocarea unei sume de la fondul de rezervă bugetară, așa cum am discutat, și anume vorbim despre 100 de milioane de lei. De asemenea, hotărârea de guvern pentru a asigura creșterea numărului de posturi? Da, este și aceasta cu toate avizele. Și de asemenea și legea memorandum. Legea când intră în vigoare, deci are 3 zile de la votare până la promulgare, va intra în vigoare probabil de luni. Deci o să existe posibilitatea. Aici, domnul ministru Tătaru, vreau să transmiteți un mesaj clar către autoritățile locale că ne asumăm, că în lege scrie că salariile personalului medical din cabinetele școlare poate fi plătit fie din bugetul local, fie din bugetul de stat prin Ministerul Sănătății. Aici vreau un mesaj foarte clar că ne asumăm, că Ministerul Sănătății își asumă plata salariilor pentru medicii și asistentele din cabinetele școlare care sunt angajați suplimentar pentru începerea școlii. Da, astăzi am dat și un comunicat și am făcut și o evaluare. Am spus că Ministerul Sănătății, din fondul de rezervă, va aloca sursa financiară pentru 267 de posturi de medici școlari, 534 de posturi de asistenți medicali pentru cabinete școlare, 109 posturi de medici dentiști, 145 de posturi de asistenți medicali pentru cabinete stomatologice. Am și identificat în prezent la nivel național. Foarte bine. Angajarea, în schimb, trebuie să facă autoritățile locale, am înțeles, dar aici ei trebuie să miște, deci practic le asigurăm resursele financiare, ei trebuie să identifice disponibilul și să angajeze oamenii cu proceduri simplificate. Sigur că acum nu putem noi să recuperăm în câteva luni deficitul de posturi care a fost menținut de 10 de ani, dar trebuie să ne mișcăm repede și să asigurăm cât mai multe școli asistența sanitară necesară. Doamnă ministru, deci inspectoratele trebuie să fie pregătite să intervină, așa cum am discutat, pentru situații în care nu și-au făcut treaba, fie primarii, fie de asta, să fiți pregătiți astfel încât să interveniți cu ceea ce este necesar. Da. Asta înseamnă tablete, camere web, mai ales acolo unde învățământul e mixt, cu jumate în clasă, jumate online. Noi trebuie să ne asigurăm că vom avea camere web în fiecare clasă în care se țin orele jumate în clasă și cealaltă jumate din elevi urmăresc orele online. Măști, evident, trebuie să fim, nu avem voie să întâlnim situația în care nu există măști la școală. Și aici puteți utiliza prevederea conform cărea inspectoratele școlare în parteneria cu unitățile școlare pot să facă o achiziție rapidă astfel încât să nu ne trezim că dacă primarul nu cumpără măști, nu avem măști pentru copii sau pentru cadrele didactice. Astea trebuie toate pregătite și inspectoratele să aibă și o situație oarecum din timp. Ei ar trebui să știe deja de sâmbătă unde este necesară intervenția. Deja inspectoratele școlare au făcut acest lucru, au inventariat și sunt pregătite pentru achiziții. Mai aveam pentru conectarea celor 2800 de școli un memorandum, suntem pregătiți? Da, avem toate avizele pentru memorandumul privind asigurarea conectării la internet a unităților de învățământ din România prin programul voluntar de sprijin. Perfect. Avem toate avizele. Deci o să-l introduceți pe ordinea de zi suplimentară. Da. Doamnă vicepremier, practic aveți la ora 20 întâlnirea cu ANCOM, să vedem progresele făcute pe creșterea... Da, așa este. Avem la ora 20 o întâlnire cu ANCOM-ul și operatorii de telefonie mobilă să vedem față de cele 2800 de unități școlare care
și au crescut capacitatea de racordare la fibra optică, să vedem ce mai putem face pentru celelalte să crească și puterea de acoperire cu rețea și în perspectivă acoperirea cu fibra optică. Deci noi trebuie să continuăm planul. Chiar dacă nu o să reușim să conectăm toate școlile sau, mă rog, toate arealurile, noi trebuie să continuăm planul. Inclusiv trebuie să vedem dacă nu putem simplifica procedurile de autorizare, pătragerea de, pentru antene, de fibră pentru optică, antene pentru și tragerea de fibră optică, construcția de antene și tot ce este necesar pentru creșterea acoperirii rețelelor de telefonie, astfel încât să asigurăm accesul la internet. Lucrul ăsta, normal, trebuia făcut de mult, dar asta este. Tot noi va trebui să rezolvăm toate temele astea, dar vreau să găsim un plan în care să ne mișcăm într-un ritm cât mai rapid posibil. Cred că aici și comunicarea cu dascălii, cu profesorii, trebuie să fie o comunicare cât se poate de intensă în perioada asta. Ministerul, inspectoratele, toți trebuie să fim atenți, să urmărim, să avem feedback, să corectăm orice chestiune care nu funcționează. Sau, sigur, e o situație nouă, o situație care trebuie să-i facem față. Aici, domnul ministru Tătaru, am avut o discuție cu doamna ministru și cu mai mulți primari și președinți de consilii județene, care mi-au relatat următoarea situație. În ceea ce privește evaluarea răspândirii virusului, atunci când se calculează numărul de persoane infectate în sumă în ultimele 14 zile, sunt anumite situații în care, într-o localitate, de exemplu, unde există un centru de bătrâni sau un centru de persoane cu dizabilități, în comunitate nu există niciun caz. Există, în schimb, 4 sau 5 sau 6 cazuri sau 7 cazuri în respectivul centru, care reprezintă, de fapt, un focar. Dar asta nu înseamnă că este răspândirea în comunitate. Aici va trebui să discutați cu Institutul Național de Sănătate Publică, acolo unde nu există răspândire în comunitate, să facem o diferențiere, da? Da, am discutat acest lucru și vom reveni cu niște lucruri. Și revizuiți și chestiunea legată de volumul per elev, pentru că așa cum sunt construite școlile, mai ales în perioada lui Ceaușescu, sigur, școlile din perioada interbelică au volume mai mare. Da, vom reveni cu un ordin de ministru. Și aici care trebuie să reveniți să mergeți pe 4,5, adică mi se pare super rezonabil volumul care să fie... Da, vom modifica ordinul de ministru, tot ceva în parametrii noi. Că și în reglementările astea, sigur, trebuie să ținem cont de niște exigențe, dar trebuie să ținem cont și de realitatea modului în care au fost construite școlile, unitățile de învățământ. În rest, ce să vă zic, toată lumea trebuie să fie pregătită, doamnă ministru Alexandru, să fim pregătiți cu procedurile, pentru că este clar că o să avem foarte multe situații în care sunt părinți care au dreptul legal conform ordonanței de urgență, ca dacă există o situație în care copilul stă acasă, participă la formă de învățământ online de acasă, noi asigurăm plata pentru un părinte a 75% din salariu. Și aici să avem toate procedurile bine puse la punct. Le avem. Am gestionat acest proces și pe finalul anului școlar trecut. Avem deja o practică în acest sens și, bineînțeles, ne pregătim pentru situațiile care ar putea apărea. Nu ni le dorim, dar ne pregătim pentru situațiile situația, care vor putea știți apărea. De ce v-am rugat să vă concentrați? Pentru că acum o să fie o situație dinamică. Situația în perioada stării de urgență și stării de alertă până la vacanța școlară a fost că toți au fost online. Acum e o situație foarte alertă în care o să apară situații în care două săptămâni o să trebuiască în mai multe localități dintr-un județ să asigurăm practic dreptul respectiv pentru părinți pe perioada cât funcționează, să spun, o suspendare a cursurilor într-o clasă sau... Așa este dinamică, dar este în baza deciziei Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, care va declanșa în ceea ce ne privește tot mecanismul de plată pentru părinte. Deci suntem pregătiți și atenți la ceea ce se întâmplă în teritoriu din punctul atribuțiilor noastre de vedere. Mulțumesc, sunt convins că sunteți pregătiți.
Cam atât pentru începutul de ședință. Vă mulțumesc.